superiori în armată, pentru public în general, pentru familia dumneavoastră de acasă, ca să formulez așa pompos, pentru o țară întreagă. Ce motiv? Care este motivul fundamental pentru care dumneavoastră ați decis să veniți de la Câmpia Turzii îmbrăcat în ofițera, în uniforma de ofițer a Armatei Române pentru a vă alătura protestului de la București? Aș sublinia faptul că este un meeting civic, unul social, nu știu să fie încadrat la meeting politic. Dacă ați venit la meetingul opoziției, poate că atunci s-ar fi putut încadra la un meeting politic, așa cum sugera domnul Contravirat. Aveți dreptate. Aveți totală dreptate. Vreau să spun din capul locului, sunt total apolitic. Ceea ce a făcut politica în ultimii 22 de ani o vede tot românul, deci nu vreau să intru să comentez mai departe. Nu sprijin niciun partid politic, nu m-a trimis absolut nimeni aici decât conștiința mea de om, de român și de ofițer și, nu în ultimul rând, de creștin pentru a face ceea ce am făcut. Am participat la un meeting spontan. Deci nu pot să invoce faptul că am participat la un protest sau la un meeting organizat. Am participat la o acțiune spontană care se desfășoară în toate județele țării de 10 zile încoace. Motivele, pentru că m-ați întrebat de ele, sunt multiple. Dar cele care au pus capac au fost nesimțirea totală și îmi pare rău că folosesc un termen așa dur în uniforma militară, dar oameni ca Urban, care își permit să facă oamenii viermi, și bineînțeles o fac din spatele pupitrului, nu de unde am făcut-o eu, sau nu se înțelege că i-am jignit, ci de unde am manifestat eu părerea mea despre oameni, acel tip de reacție, acel tip de bătaie de joc la adresa omului simplu, la adresa omului care a îndurat reduceri salariale, reduceri de pensii, desfințări de spitale și toate celelalte reforme, bătaia asta de joc trebuie să înceteze cândva. Și toată lumea, peste tot unde mă duc, mă întreabă, voi armata ce faceți? Voi armata de ce nu luați poziție? Și tot timpul trebuie să las un pic capul jos, deși sunt în civil, și să recunosc că au dreptate oamenii. Se uită către noi ca armata care de-a lungul istoriei i-a eliberat, se uită către noi ca la armata țării în care au un sprijin și o bază, iar noi nu facem nimic. Și cu siguranță, după cum vedeți și dumneavoastră și după cum ați prezentat de multe ori, nu vreau să intru în vreo polemică, totuși cunosc foarte bine regulamentele militare și legile. Într-adevăr, nu le-am respectat, să zicem, în totalitate, dar mi-am respectat legea de bază pentru mine, care este jurământul, care este Constituția și care este apărarea cetățeanului simplu, omului de rând. Părinții mei sunt oameni de rând, oameni proveniți de la țară, care au muncit 35 de ani în fabrică, îmi cer iertare în fața lor și în fața țării pentru gestul meu. Știu că nu sunt de acord cu ei, de a nici nu știu nimic despre acest lucru, nimeni din familie, pentru că nu am vrut să-i pun în pericol. Singurii care mai știu câte ceva sunt un grup de ofițeri din Armata Română, încă mai există. Ei m-au ales pe mine să le reprezint public, să zicem, nemulțumirea lor și toate celelalte idei pe care eu le-am transmis. Ei au familie, au copii, au credite, au deci obligații. Și eu am familie în speță, părinți, bunici, frate. Le cer scuze dacă consideră că i-am cumva, nu i-am luat în calcul în demersul meu, dar asta am simțit că trebuie să fac eu ca om, ca român și ca